bine v-am regăsit la un nou videoclip plin de cumpărături. În ultima perioadă ați tot văzut cumpărături și noutăți aici. Asta pentru că la trecerea asta dintre anotimpuri întotdeauna se ivesc cumpărături. Și cum urmează? Începutul de primăvară. Ziua asta frumoasă de 1 martie, care se apropie cu pași repezi, bineînțeles că acesta fiind weekendul premergător, astăzi fiind 24 februarie când filmez eu, fiind weekendul premergător, am așteptat soțul să ajungă acasă astăzi pentru că el a muncit și astăzi, sâmbătă, așadar am plecat la frunzărit magazine pentru mărțișoare. Era plin, bineînțeles, de oameni care căutau mărțișoare. Îmi place sentimentul ăsta și emoția asta pe care o transmite forfota pentru a fura zâmbete de pe chipul celor dragi, însă nu îmi place deloc aglomerația. Suntem năuci de cap amândoi. Toată sâmbăta, adică jumătate din această zi, ne-am petrecut-o prin magazine, frunzărind, căutând cadouri, mărțișoare pentru la jobul soțului, pentru la jobul meu, mărțișoare pentru mama, pentru sora mea, pentru Dolly, bineînțeles, dar pe acelea, din păcate, nu vi le voi putea arăta acum, pentru că acest videoclip urmează să intre la voi, dacă reușesc să-l editez, chiar mâine, duminică, dacă nu luni. Asta înseamnă că va intra înainte de 1 martie, iar cum mama și sora mea mă urmăresc aici, vă dați seama că nu vă pot arăta, pentru că vor vedea și ele și ce farmec mai are surpriza. Însă, săptămâna viitoare vă voi arăta în momentul în care le voi dărui, poate o să iau câteva cadre, deși știți că noi când suntem cu toții nu prea filmez, vreau să văd, să trăiesc momentele prin ochii mei, nu prin ochii camerei. Așadar, ori o să vă povestesc și o să inserez cadre, ori o să fac atunci un weekend vlog, o să vedem. Cert este că ar trebui să vă arăt și vouă totuși, căci despre asta este vorba aici, despre inspirație. Ce vom face astăzi? Pe lângă faptul că am luat mărțișoare, bineînțeles, am fost și la câteva cumpărături. Am fost și la cumpărături alimentare joi, cum facem noi de obicei la Lidl, însă nu am mai filmat, că nu vreau să postez în fiecare săptămână câte un haul Lidl, că iau cam aceleași lucruri în mare parte. Iar astăzi a trebuit să mergem prin Oșan, am fost prin DM și în Bebetei și puțin Pepco. Din BBT am luat un singur lucru, însă din DM și din Pepco am luat mai multe lucrușoare de care aveam nevoie. Din DM eu cumpăr destul de rar, asta pentru că v-am spus că în mare parte prețurile de acolo mi se par puțin cam mari raportându-mă la alte magazine. Însă, dacă vă duceți la sigur, adică punct ochit.lovit, știți ce aveți de luat, sunt și produse la prețuri destul de accesibile. Cum sunt produsele Balea, spre exemplu, care știți că mie îmi plac foarte mult și sunt chiar foarte accesibile, mult mai accesibile față de alte produse din marile hipermarketuri. Hipermarkuri, era să zic. Da, din marile hipermarketuri. Așadar, am luat câteva lucrușoare din DM. Nu știu, cred că este al doilea sau al treilea videoclip de tip Hol de Me de aici. Nu știu, controversa asupra pronunției numelui acestui magazin mă depășește. Unii zic DM, unii zic de Me. Eu îi spun în ambele feluri în funcție de cum îmi vine la gură în momentul respectiv. Astăzi o să-i spunem de Me. Și o să începem cu ce am cumpărat din de Me. Nu sunt foarte multe lucruri, sunt exact produsele de care aveam nevoie, care îmi lipseau din casă la acest moment. Așadar, o să vă arăt, iar o să terminăm cu Pepco, pentru că din Pepco am luat și lucruri pentru cadoul de 1 martie, am luat și ce vă pot arăta, deci cele pentru 1 martie care urmează a fi dăruite mamei și surorii mele, nu vi le pot arăta la acest moment, însă le veți vedea voi așa cum am spus. Să nu mai lungesc vorbăria, că aș putea să vorbesc mult. Din BBT am luat un singur lucru. Vă tot povestesc eu despre faptul că mă tot lupt cu dermatita seboreică, cu cojițele, cu bubițele pe scalp, cu mâncărimile pe scalp. Mă spăl pe păr la 2 zile și datorită, mai degrabă din cauza faptului că am un păr deosebit de gras, dar în ultima perioadă m-aș spăla pe păr în fiecare zi din cauza faptului că mă mănâncă destul de tare scalpul, șamponul de la ACM, Novofan Key, parcă se numea,
nu a mai făcut față, cred că s-a obișnuit scalpul cu el și nu, pur și simplu nu a mai dat randament, chiar nu se mai vedea nicio diferență. Eu știu că este cu certitudine pe fond de stres, însă trebuie să găsesc ceva care să-mi combată treaba aceasta, pentru că vitamine și alte treburi iau, dar trebuie și un șampon foarte bun. Și am făcut eu un, nu că un studiu de caz, o documentare despre ce m-ar putea ajuta. Și am găsit eu pe internet și aici pe YouTube am căutat tot felul de videoclipuri și am găsit că ar fi foarte bun acest șampon tratament de la Ducre, Chelual DS, și spune așa: șampon tratament dermatoscopic, antimătreață severă, reduce mătreața pe termen lung, calmează mâncărimile, este recomandat în cazul mătreței recurente și a scalpului afectat de roșață și mâncărime intensă sau ca îngrijire de susținere pentru scalpul predispus la dermatită seboreică. Sună foarte bine ce citesc aici, acum sper să fie și în regulă, este destul de micuț, 100 de mililitri și a fost destul de scumpicel pentru 100 de mililitri, acum scuzați-mă pe mine, a fost vreo 45 de lei, mie mi se pare scump 45 de lei pentru un șampon la 100 de mililitri. Eu sunt și foarte economă de fire, poate și din aceste considerente mi se pare mai scump, dar sper să fie bun și să facă față. Asta este tot ce am luat din BBT. Acum să trecem la DM. Aici a rămas numai tot ce am cumpărat din DM. Știu că la un moment dat într-un daily vlog v-am spus eu vouă că nu prea fac cumpărături din DM. Nu prea fac, nu că nu fac niciodată, pentru că, așa cum am menționat și acolo, găsiți și produse destul de accesibile. Eu întotdeauna, în momentul în care am de făcut cumpărături, mă uit prin casă, îmi lipsește aia, aia și aia. De unde aș putea să le iau? În mare parte ați văzut cumpărăturile pentru casă, la nivel global, le fac de la Lidl. Le mai fac și din Auchan de anumite produse pe care nu le găsiți în Lidl, pentru că știți că în Lidl sunt produsele specifice acestui hipermarket. Dar și în DM găsim produse interesante și, așa cum am menționat, destul de accesibile, așa cum sunt produsele Balea. Și vă arăt imediat ce am luat de la Balea. Mă scuzați. Ăsta a curs sau ce Dumnezeu s-a întâmplat? Așa se... Bine că am șervețele umede lângă mine. Pentru că se pare că... Hai, te rog. Se pare că a curs un pic. Cred că a apăsat ceva pe el. Bine, soțul meu se cam juca cu el în zona casei de marcat și i-am spus eu să nu mai apese, că s-ar putea să curgă, și ia că a curs. Am luat un gel de curățare împotriva coșurilor, formulă cu acid salicilic și zinc, care acționează împotriva coșurilor și punctelor negre, reglează luciul pielii și are efect antibacterian. Uite așa, un gel de curățare. Acesta a fost, dacă aș mai avea bonul pe aici, o să vă și spun. Și da, îl am. A fost 7,45 lei. Pentru un gel de curățare, spuneți voi dacă nu este mai mult decât ok prețul. N-ai ce să ceri mai mult. Eticheta este foarte ok și produsele sunt foarte în regulă. Deci, un gel de curățare mai ieftin de atât, să-mi spuneți voi dacă găsiți. Am mai luat încă unul, Balea cremă de curățare pentru față cu ulei de migdale, deci acesta este un gel de curățare sub formă de cremă. Vedeți că unghiile mele, am mâna parțial rece, parțial caldă, și vedeți că se duce înspre roz deja unghia aceasta, deci să știți că nu mi-am făcut nimic la unghie, e aceeași ojă termică pe care v-am arătat-o în daily-ul trecut. Bun, deci acesta este... Chipurile, el pentru ten uscat, e mai hidratant, fiind o cremă de curățare pentru față. Așadar, l-am luat și pe acesta, care a fost tot, acesta a fost 7,95 lei. Deci, am făcut super afacere. Ce mai avem aici? Am luat șervețele de curățare. Măi, dar a curs ceva serios. Pisicii mei. Am știut eu de ce iau șervețele umede. Șervețele pentru parchet. Așa, am mai luat eu de la ei. Nu sunt la fel de îmbibate ca cele de la Swiffer. V-am spus că cele de la Swiffer sunt final destination pentru șervețelele de curățare parchet. Acelea sunt cele mai bune. Însă, totuși, pentru parchet,
există posibilitatea ca fiind atât de îmbibate să se și umfle și la noi de ce să nu recunosc? Din cauza faptului că spăl destul de des parchetul, l-am cam umflat în unele zone, din păcate, și n-aș vrea să mă apuc să renovez acum și nici să scot parchetul să pun altul, că mai bine nu, să n-aud. Nu vreau așa ceva. Așadar, am luat aceste șervețele pentru pardoseală, care sunt mai puțin îmbibate cu soluție, dar le-am mai avut și știu că șterg foarte bine și miros foarte bine. 15 șervețele au costat, dacă aș putea să vedem, 9,95 lei. Cele de la Swiffer, ca să vă faceți o idee, sunt în jur de 42-43 de lei, iar când găsiți ofertele, găsiți cu prețuri mai bune. Am luat din nou cârpa magică. Uite așa, pentru că în ultima perioadă știți că tot mai am un ciuf aici care îmi tot stă de asta, îmi dau tot timpul părul de pe față. Știți că v-am spus de cârpa magică faptul că nu reușesc să-i dau de cap. Nu-mi place să șterg geamurile cu hârtie sub nicio formă, că efectiv mi se zbârlește creierul, cap și pielea de pe mine. Nu-mi place să simt hârtia aia pe unghii. Iar cârpa magică nu mai făcea față pentru că bănuiesc că o umezeam eu foarte tare, mult prea tare și nu o storceam bine și îmi lăsa urme. Astăzi, spre exemplu, am experimentat cu ea, nu că foarte puțin umezită, dar stoarsă mult mai bine și nu am mai pus-o sub jetul de apă la chiuvetă, ci am umezit-o cu pulverizatorul acela de apă pentru flori. Și a mers mai bine. O să vedem mâine când strălucește soarele, să vedem cum se văd geamurile, dar cred că acesta ar fi secretul și mi-ați spus și voi în comentarii aceeași treabă. Așadar, mi-am luat una de rezervă și mi se pare că aceasta s-a cam ieftinit, pentru că eu o luam cu vreo și cu 16 lei și cu 20 de lei. De data aceasta am dat 12,45 lei pe ea. Nu o să vă mai las prețurile pe ecran față de situația că vă tot spun eu aici cât a costat fiecare. Ideea cu cârpa magică, dacă nu știți, este că trebuie să o umeziți foarte bine, să o stoarceți și nu mai aveți nevoie de niciun fel de produs pentru geamuri, pentru oglinzi, pentru sticlă, pentru că ea va lustrui. Spune aici că murdăria dispare dintr-o singură mișcare. Nu e chiar așa, însă te scapă de grija cumpăratului soluțiilor pentru geam și dacă știi să o folosești cum trebuie, care și a skepsisul ei, e ok. Eu încerc să îi dau de cap. Cert este că o puteți spăla la mașina de spălat, însă fără balsam de rufe. Eu nu am spălat-o niciodată la mașina de spălat, prefer să o schimb mai des și o spăl doar cu apă la chiuvetă. Avem aici un, ăsta soțul a luat, un spray neutralizator pentru miros, pentru casă în general, cred că puteți să-l dați oriunde. Iar acesta a fost, stați să vedem, 5,95 lei. Deci vedeți că produsele marcă proprie, DM, produsele Balea de asemenea, sunt foarte accesibile. La ce mă refer eu când spun că produsele din DM sunt mai scumpicele, ci ale brandurilor pe care le cunoaștem noi în mod uzual. L'Oreal, Maybelline, Garnier, Elmi Plan, ce mai au ei prin DM? Mie la acele produse mi se pare că prețurile sunt cam măricele, raportându-mă la alte locuri în care le găsim. Dar acestea marcă proprie DM și produse pe care le găsim doar în DM, aduse de ei, cred că din Germania sunt, pănuiesc eu, sunt foarte accesibile. Pe acestea, da, le cumpăr, însă fac cumpărături mai rar. V-am spus că eu nu fac cumpărături doar pentru a face videoclipul Haul DM pe YouTube. Dacă nu-mi trebuie produsul, pentru ce să mă umplu de produse? Doar ca să vi le arăt vouă și nu au nicio relevanță, că eu vă arăt ce cumpăr, tocmai ca să ne inspirăm unii de la alții, chiar atunci când avem nevoie. Poate aveți nevoie de o părere avizată, neavizată, voiați să vă cumpărați un produs și uite, vă vorbesc și eu despre el și vă luați de acolo, de aici, o părere. Ideea este că eu, ca să vă explic treaba cu haulurile și cu videoclipurile pe care le fac eu aici pe YouTube, nu sunt aici în fața voastră să vă vând ceva sau să vă oblig să vă cumpărați ceva, un produs dintr-un anumit loc sau
produse în general, sub nicio formă. Sunt aici să vă împărtășesc o părere, pentru că și eu caut foarte des pe internet tot felul de lucruri și uite așa îmi iau și eu păreri despre ce mai folosește X, ce mai folosește Y, ce mai cumpără, de unde, cum, ce fel, cam despre asta este vorba. Nu, cred că nimeni nu este aici pe YouTube să vândă ceva cuiva. Dar da, încheiind paranteza, o să vedem cum este ăsta și o să vă spun. Ce spune el aici? Neutralizează mirosurile și acționează împotriva mirosurilor neplăcute datorită mirosului său natural și proaspăt, oferind spațiului o atmosferă plăcută. Da, cred că miroase fresh. Pure fresh, văd că se numește. O să vă spun eu în daily vloguri. Ce și cum. Încă un odorizant dintre acesta pentru baie, cred că la baie îl vom folosi cu siguranță, tot soțul l-a luat și pe el. Acesta a fost 2,95 lei. Vedeți? Despre asta vorbesc. Cred că este cel mai accesibil haul de me pe care l-ați văzut în ultima perioadă, dar dacă vă ajută, eu mă bucur. Un odorizant, de fapt este un odor absorber pentru frigider, este un odorizant care absorbe mirosurile neplăcute din frigider. Acesta a fost tot 5,95 lei și cred că am mai avut noi odată ceva de genul și este bazat pe cărbun activ creat special pentru a fi așezat în frigidere, absorbe mirosurile pe o perioadă de 2 sau 3 luni. Deci foarte, foarte ok prețul și produsul, pentru că l-am mai avut odată, dacă nu mă înșel. Iar ultimul produs din DM este acest Juicy Bomb de la Essence. Uite așa arată, e mare hype cu el pe TikTok, peste tot, e shiny, are niște particule, nu știu dacă se văd acolo la voi, picii așa sclipicioase, sidefate, dar e mare hype cu acest Juicy Bomb pe TikTok și pe peste tot și am zis hai să-l iau și eu și bineînțeles că îmi aduce aminte de copilărie, că cu așa ceva ne dădeam pe buze atunci, de 100 de ori pe zi, așadar l-am luat să-l iau în geantă și să-l am la birou cu mine, cred că și hidratează buzele și le ofer așa și un shine drăguț. Da, avea și variantă pe roz, eu am luat-o pe aceasta peachy. Cam acesta a fost, acestea au fost cumpărăturile de la DM. Să aruncăm și bun și tot. Iar acum o să trecem la Pepco. Ce vă pot arăta din ce am cumpărat de la Pepco, pentru că am mai luat ceva, dar așa cum v-am spus, o să vedeți voi altă dată, săptămâna viitoare probabil. Am luat așa. Buchețelul acesta de flori artificiale pe care aș vrea eu să-l pun în această vază pe care am luat-o tot din Pepco săptămâna trecută sau acum două săptămâni. Acum vedeți voi că dacă o pun așa, mie nu-mi place sub nicio formă cum arată. O să-i scot nebunia asta de aici. O să-i scot folia aceasta și cred că o să le și tai puțin. El așa arată drăguț, dar nu pentru vaza asta. Iar eu pentru asta am luat. O să le și tai puțin și vreau să se încadreze frumos în esteticul biroului și mi-au plăcut declinările acestea de roșii, nu arată foarte, foarte artificial. Au fost 13 lei acestea. Doamne, ce mi-aș dori să vă arăt ce am mai luat, dar nu pot. Deci eu sunt un om care cu secretele, adică să nu mă înțelegeți greșit, sunt o persoană de încredere în sensul în care dacă îmi spui ceva și de la mine nu va auzi absolut nimeni. Nu intru în bârfe, nu mă interesează, nu duc vorba mai departe. Din punctul acesta de vedere al secretelor. Însă dacă eu cumpăr ceva al lor mei, cu mama eu vorbesc orice, împărtășim orice, eu povestesc vrute și nevrute. Ei, în momentul în care i-am cumpărat ceva, îmi este atât de greu să mă abțin să nu spun ce am cumpărat, când, cum, cât. E o corvoadă pentru mine și o tortură să vorbesc cu ea și să nu pot să-i spun până în momentul în care îi ofer cadoul respectiv. La fel cu mama, cât și cu sora mea. Îmi vine să le sun acum, să le spun ce le-am luat, să le și arăt, să împărtășim, să vorbim. Dar nu, cu mine nu se poate. Așa și aici, cu voi. Îmi vine să vă spun, să vă arăt, dar nu pot. Deci o să mă abțin. Și-am mai luat
pungi pentru de cadou, am luat și pentru mama și pentru sora mea și pentru Dolly, la fel. O să le pun aici și câte o ațișoară de mărțișor și cam asta este toată treaba. Atât pot să vă arăt de la Pepco, din păcate, să știți. Nu săriți pe mine și mie îmi pare rău, dar asta este situația. Stați puțin că le-am aruncat pe aici. Ce îmi place la punguțele acestea este că au floricele, sunt foarte primăvăratice și au și aici floricica așa, pe care scriu, o să scriu eu o primăvară frumoasă, ceva și pentru cine este punguța. Da, cam asta este cu haul-ul de astăzi, fetelor. Dacă v-a atras ceva atenția, aștept cu mare, mare drag în comentarii să-mi spuneți ce mai cumpărați voi din DM, ce mai cumpărați de prin BBT, de prin Pepco și sunt accesibile. Cred că în ultima perioadă cam tot ce v-am adus în atenție, raportându-mă la contextul actual în care toți suntem. De ce să nu recunoaștem cinstit? Toți suntem mai cumpătați cu banii, pentru că s-au scumpit foarte mult toate lucrurile. Viața în general s-a scumpit și dacă există posibilitatea să împărtășim aici tot felul de tips and tricks să economisim și să găsim, să avem și produse faine, să facem și cumpărături, că nu-ți spune nimeni să te pedepsești acum, de ce nu? Până la urmă, o viață avem, nu te poți nici pedepsi aia, nu, că s-au scumpit, dar putem să găsim, uite, și variante mai accesibile. Iar acesta cred că a fost unul dintre cele mai accesibile hauluri DM pe care le-ați văzut în ultima perioadă. Nici nu am luat foarte multe lucruri, însă, așa cum am spus, am luat ce aveam nevoie. Pentru astăzi atât, fetele mele dragi, vreau să vă mulțumesc că îmi sunteți alături de fiecare dată și îmi lăsați comentarii atât de frumoase și la videoclipul trecut, la daily-ul trecut, mi-ați lăsat comentarii atât de frumoase, pentru care vă mulțumesc fiecăruia și fiecăreia în parte, pentru că știu că avem și fete și băieți, înseamnă mult fiecare cuvințel al vostru. De cele mai multe ori încerc să vă răspund tuturor. În măsura în care nu răspund fiecarei persoane în parte, uite, mai există posibilitatea asta să vin aici în fața voastră să vă mulțumesc prin viu grai. Că vă rupeți din timpul vostru să-mi scrieți acolo 2-3 cuvinte, să vă abonați canalului, să-mi lăsați un like. Înseamnă tare, tare mult pentru mine și mă bucur din suflet că am strâns o comunitate de oameni atât, atât de mișto, dacă mi îngăduiți exprimarea. Vă las, ne vedem cu bine data viitoare, iar până ne vedem data viitoare, nu uitați că mă găsiți și pe Instagram, acolo unde postez sau postam mai des față de aici. Însă aici rămâne locușorul meu de suflet, fără doar și poate. Până data viitoare, aștept comentariile voastre cu ce ați mai cumpărat voi din magazinele aduse în atenție astăzi, ce mai luați din DM, ce mai luați din BBT, ce mai luați din Pepco, cu Pepco e mare hype, dar stocurile puține, în fine, știm deja că cu Pepco așa funcționează lucrurile. Gata, vă las că încep să vorbesc mult și la finalul videoclipului, la fel ca la începutul videoclipului. V-am pupat! Toate cele bune!